E un subiect foarte interesant, cel pe care aș vrea să-l abordăm în minutele care urmează, ce are legătură cu Adrian. Și nu degeaba te-am invitat astăzi aici în platou, Cătălin, pentru că tu îl cunoști extrem de bine și ne poți spune cât de greu i-a fost în viață și ce l-a ajutat să răzbească întotdeauna în pofida tuturor încercărilor. Adrian Blidaru a venit la Exatlon cu un gând precis, să câștige competiția. De ce crezi că o să ajungi în finală? E cel mai bun. Pentru că am aptitudini de atlet, într-adevăr. Întotdeauna am fost un învingător. Am avut multe bătălii în teren și în afara lor și cred că am un caracter foarte, foarte puternic. La vârsta de 13 ani, Blidaru a trecut printr-o cumpănă imposibilă. Mama lui a murit de ciroză la ficat, iar tatăl nu a mai suportat durerea și s-a spânzurat. Adrian Blidaru pare că încă nu s-a obișnuit cu condițiile din Republica Dominicană. Adrian, vrei să muți munții din loc, nu? Mi-aș dori să-i munt și să trezesc pe ocean, la vilă. Da, corect, corect. Aveți o pădure frumoasă acolo, dar nu vă ajută cu absolut nimic. Oceanul vă lipsește enorm. Nu numai oceanul, ci igiena. Igiena e foarte importantă. E foarte important să te odihnești, pentru că meciurile sunt grele, sunt intense și fără igienă și fără odihnă e foarte greu să te mobilizezi și să te adaptezi acestui mediu, pentru că ce e aici este cu totul diferit față de ce vedem la televizor. Eu nu mi-am imaginat și încă nu m-am adaptat, ce pot să spun. Abia intrat în competiție, faimosul a avut parte deja de câteva conflicte cu WhatsApp. Ceea ce se întâmplă acum în echipa noastră, eu m-am mai lovit de ele. Am avut sezoane în care am avut echipă foarte bună, foarte închegată, însă jocul nu ieșea. Nu reușeam să câștigăm. Sunt meciuri în care te lasă picioarele. Unii au probleme, unii încă nu sunt motivați, unii încă nu știi să-i motivezi exact cum își doresc ei. În viața personală este un bărbat împlinit alături de iubită și de cei trei copii ai lui. Ce zice Andreea? Ce-i rezultate? Mult succes. Să te câștige, tu ce crezi? Eu cred că da, pentru că are o ambiție de învingător. Și pentru că îl iubesc pe el și el este cel mai mare basketbalist în devenire și o să aibă încredere în mine. Ce înseamnă Andreea pentru tine? Andreas este primul meu copil, pentru că mai am încă doi băieți. El este băiatul de la care eu am cele mai mari așteptări în momentul de față, pentru că este cel mai mare. Și eu știu că el este un băiat talentat și muncitor. Și foarte frumos, Val. Păi toți sunt frumoși. Toți sunt frumoși. Toți sunt frumoși. Și chiar sper să mă depășească. Pentru că, până la urmă, părintele întotdeauna dorește ca copiii lui să-l depășească. A reușit Adrian să depășească toate momentele grele pe care viața i le-a adus și să ajungă un sportiv de performanță, admirat, apreciat? Concentrându-se pe sport. Pe basket, da. Basketul cred că a fost salvarea lui. Pentru că a fost fix o tragedie ce s-a întâmplat. Și la vârsta de 13 ani să ți se întâmple așa ceva, nu știu câți dintre noi am fi putut continua. Vă cunoșteați la acea vârstă? Da. Și știi cât de greu i-a fost, mă gândesc, că erați da. Împreună. Pentru că stăteam aproape zi de zi. A fost foarte greu. Foarte greu. Dar, prin basket și concentrându-se pe singurul lui atunci, a reușit să treacă peste. Cine l-a susținut, efectiv, având în vedere că familia lui nu mai era? Câțiva prieteni. Atât? Da. Atât. E greu să nu ai familie, să nu ai susținere, să pleci dintr-un mediu, nu știu, foarte, foarte, foarte greu. A avut acasă tot timpul
o atmosferă destul de încărcată, însă ca și copil poate nu-ți dai seama și nu înțelegi destul de multe lucruri atunci, având o vârstă fragedă, 13 ani. Dar când s-a întâmplat a fost un șoc pentru toată lumea, a fost un șoc pentru noi, prietenii lui, imaginați-vă pentru el. Adică eu nu pot să-mi imaginez să mi se fi întâmplat așa ceva. Doamne ferește. Da. Da, sportul de performanță de multe ori chiar asta face, vine și te ajută să vindecă. Treci peste. Da. Da, pentru că îți pui toată energia, îți canalizezi toată energia înspre așa e. A fi mai bun. De-aia m-a și semnat primul contract de jucător profesionist la vârsta de 15 ani. Mamă, foarte tânăr. Da, foarte tânăr, dar și... foarte nepregătit. Nepregătit? Nepregătit spiritual, pentru că neavând o susținere din spate, este foarte greu să... reușești să faci ceva, indiferent cât de talentat ești și de cât de multă muncă ești dispus să depui. Și acum cum îl vezi, psihic vorbind, în competiția Exatlon? Nu știu, eu cred că a fost destul de greu pentru el, pentru că până la urmă este, cum a spus și Vladimir, toți au ieșit acum dintr-o zonă de confort. Au fost sportivi de performanță, nu mai sunt și poate s-au dezobișnuit un pic de momentele acelea. De-aia cred că a fost un impact destul de puternic și pentru el cât și pentru coechipierii. Revin, psihic vorbind. Îl văd foarte bine. Foarte bine? Da. Până unde ajunge? Până în finală. Câștigă? Asta depinde, nu știu dacă depinde numai de el. Cum a spus și mai devreme și Vladimir, sunt foarte mulți factori care pot influența acest lucru. Fără doar și poate. Acum că îmi doresc eu ca și prieten cel mai bun al lui să ajungă în finală, da, cu siguranță îmi doresc să și câștige, evident. Cum să vedem unde va ajunge. Dar eu cred că va ajunge spre sfârșit. Doamne ajută, doresc asta tuturor celor care îi susțin pe cei de la Exatlon și evident și lor. Iată ce poate să facă sportul dintr-un om, cum îl poate salva, cum îl poate ajuta și mai ales cum îl poate întregi ca om, pregătindu-l pentru tot ceea ce îi aduce viața ulterior. Aș vrea să discutăm în momentele următoare despre un dialog spumos așa între coechipierii din echipa faimoșilor și aș vrea chiar să vorbesc cu Silviu despre asta imediat. Dialog controversat între Lili și faimosul Mirel Drăgan, surprins în exclusivitate de reporterul Fan Arena Adi Velea, aflat în Dominicană. Glumește că lui place să glumească. La Fan Arena avem ocazia să vedem fel de fel de picanterii care nu se văd la Exatlon. Și pentru că tot am vorbit despre Lili Sandu, chiar în minutele care urmează aș vrea să vedem câteva imagini surprinse într-una dintre pauzele dintre trasee. Pentru că știți foarte bine că avem un coleg acolo, Adi Velea, căruia nu-i scapă absolut nimic din culisele acestui show fenomen. Ia să vedem! Surprinsă într-un moment de sinceritate, Lili Sandu recunoaște că și-ar dori foarte mult să fie din nou în brațele iubitului ei, Silviu. Dacă mă auzi, iubitule, știi că nu știu dacă rezist. Că aș vrea să zic hashtag rezist, dar nu cred. E foarte greu. Așa că ai face bine să te urci în avion. Vedem cum face rost de bilet. Să te urci în avion să vii să mă salvezi, că nu mai pot să stau. Face închetă. Ia, gata, mă. M-am accidentat deja, deci nu mai pot. Vreau pune mâna de la mână și rupe datorii. Vă rog, dacă mă auziți producția, să mi-l aduceți aici. Dacă vreți să mai rămân în acest joc, să mi-aduceți invit. Accidentată la umăr, actrița este mai mereu înconjurată de echipa ei, care sare în ajutor ori de câte ori este nevoie. Au grijă colegii de tine. Adrian are aici pregătit totul, șervețele. Ai grijă de fată, nu? Păi am grijă, eu stau aici să-i dau șervețele, dar cumva plânge, că e dor de Silviu. Afirmația lui Adrian Blidaru este însă contrazisă de Mirel Drăgan. A zis că nu e dor, acum nu știu. Ce-o fi în sufletul ei, nu știu. Poate ne fi zis nu așa. Ia vezi că în aeroport ai promis lui Silviu că ai grijă de mine. Ia vezi, ai grijă. Deci ce n-am avut? Ba da, ai eu am avut grijă de tine, dar asta nu înseamnă că pot să zic că te-am auzit vreodată că spui mamă ce dore mie de Silviu. Nu, nici n-am auzit să cunosc numele lui. Acum că au venit cu camera mai zici ceva de Silviu. Deci e dor sau nu e dor? Că eu n-am înțeles. Mie mi-a confirmat Silvia că a spus că e dor de mine, trebuie să recunosc.
Și știu asta, chiar dacă nu o spune și poate la un moment dat e și firesc că fiind prins în jocul de acolo, să nu fii întotdeauna vocal și să te exprimi față de ceilalți din echipa ta cu problemele tale sau cu grijile pe care le ai tu. Dar eu știu că e dor de mine așa cum și mie mi-e dor de ea și că ne gândim unul la altul aproape în permanență. Crede-mă, Silviu, în câteva zile, în câteva săptămâni, să zicem, colegii ei vor ști totul despre tine, mai mult decât ți-ai dori vreodată să știe cineva despre tine. Toate poveștile, tot. În egală măsură am văzut că i-ai lăsat-o în grijă lui Mirel în aeroport? Și lui Mirel și lui Adi le-am spus să aveți grijă de ea, că e cea mai, poate cea mai sensibilă dintre fete de acolo și mi-au promis că așa o să facă. Și am văzut că s-au ținut de promisiune, da, și vreau să le mulțumesc. Bun, o să le mulțumesc când o să vină acasă, pentru că deocamdată nu au cum să audă mesajul tău. Dragilor, eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de noi. Rămâneți, dragilor, cu știrile Canal D, iar de la ora 19:30, un nou episod absolut fabulos din Exatlon sezonul 2. Abia aștept să văd cum se vor descurca atât faimoșii cât și războinicii. Și evident să avem și noi mâine de la ora 17 ce vorbi? Ce discutăm. Mulțumesc, Vladimir, vă mulțumesc tuturor. Seară bună! Seară bună!